Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 30 iunie 2022. Și, cum am zis ieri în filme, astăzi dau siropul cu uleiuri esențiale și pentru acest lucru de ce avem nevoie? În primul rând, eu folosesc 2 kg de zahăr, mixura cu uleiuri esențiale și ceaiul de pelin. Ceaiul de pelin. Dacă în cazul uleiurilor esențiale rețeta este aceeași ca acum 3-4 ani, în cazul pelinului, ceaiul de pelin s-a schimbat un pic situația. De ce s-a schimbat situația? Eu acum ceaiul de pelin îl fac din două componente și am să vi le arăt ce fel de ceaiuri de pelin folosesc. O să vă arăt și ceaiurile. Avem două feluri de ceaiuri de pelin. Fiindcă am schimbat, să vă arăt, deci ăsta e un ceai și ăsta e un ceai. Nu contează firmele, dar aici folosim un ceai, trebuie văzut acesta, ceai alb, ceai de pelin alb, care se numește Artemisia. Deci trebuie să vă uitați după denumirile astea în latină. Iar aici un alt ceai care este Artemisia absinthum. Și asta este absintium. Deci asta e diferența între cele dintre ele. Rețeta la ceai e simplă, un litru de apă, un litru de apă în care adăugăm 10 grame din acesta, din absintium, și 2 grame din Artemisia absintium. Deci pare identic, dar unul e într-un fel și celălalt e altfel. Dacă văd bine, ceai de pelin alb. Bun, deci fiind astea, asta este diferența. Pelin alb, deci absintum și absintium, da. Și folosim acest ceai. Deci cum prepar? Deci din ăsta băgăm 8 grame, din ăsta 2 grame. Rezultă 10 grame la litru de apă. Înfierbântăm apa. Punem ceaiul după plantele, după ce s-a înfierbântat și eu las aproximativ o jumătate de oră să stea acolo în apă fierbinte, după care strecur și după ce se răcește îl bag la frigider. Ceaiul folosim de la frigider. Bun, haideți să îl preparăm. Siropul. Prima dată adăugăm zahărul. Să vedeți cum fac acum ceaiul acela cu uleiuri esențiale. Adăugăm zahărul. Foarte simplu. Marca la zahăr nu prea contează, n-am observat diferență. Într-o găleată de 10 litri facem tot preparatul. Deci 2 kg de zahăr. S-a încălzit apa, aducem apa caldă. Aducem apa caldă prima dată într-un vas mic. Încălzim atâta apă cât să dizolve cele 2 kg de
Zahăr, aproximativ o jumătate de găleată va deveni. Nu trebuie apa fierbinte, călduță acolo. Luăm o lingură și amestecăm. Se va dizolva foarte repede, fiind o cantitate mare de apă cu o cantitate mică de zahăr. Se dizolvă foarte repede. Ceaiul de perin trebuie menționat că este folosit de zeci de ani în apicultură de cei care folosesc, că nu toată lumea îngrijește albinele într-un anumit fel, fiecare după posibilități și după timp. Încă oamenii sunt pe la culesuri, pe la zmeură, pe la floarea soarelui. Dar pe staționar se schimbă un pic situația, că mai e un pic de cules de polen, dar totuși vrem să folosim uleiuri esențiale. Și din acel moment începe această pregătire pentru iernare. Fiindcă eu deja acolo mă duce gândul la iernare. Cei care culeg mai au răgaz încă o lună de zile, dar cam din 15 iulie ar trebui să se gândească toată lumea la iernare și să înceapă îngrijirea corespunzătoare a albinelor, adică în funcție de cum consideră că e bine sau... Acum fiecare știe mai bine în anii trecuți cum a fost bine și cum nu, fiindcă fiecare stupin are tratament personalizat, să zicem așa. Bun, acum, după ce zahărul se dizolvă, mai adăugăm apă rece, că nu putem băga ulei esențial peste apă caldă, că am distrus uleiul esențial. Automat se distruge. Trebuie să fie sub 30 de grade apa ca să putem adăuga ulei esențial și nu putem face acest lucru decât când s-a topit zahărul. Și acest lucru s-a face foarte repede, precum vedeți. Adăugăm apă rece până umplem găleata. Până umplem găleata. Umplem găleata. Iată așa. Găleata este plină. Cât de simplu se formează acest sirop. Nu se compară cu siropurile de 1 la 1 sau 2 la 1, acelea necesită un pic mai mult timp, dar și acolo ar trebui să adaugi niște, știu eu, un protofil, ceva, dar depinde de fiecare persoană. Eu n-am mai dat sirop 1 la 1 de 3 anișori. Acest sirop stimulează măcile. De ce n-am dat? Fiindcă am miere suficientă și eu îngrijesc colonii de albine pe bază de miere. Bun, siropul este rece și acum vom adăuga ingredientele celelalte. Am aici o măsură, să zic așa, e până la 125 de mililitri, așa se vede. Și să măsurăm cantitățile de substanțe, da? Deci avem ceai de peri. Dacă anul trecut dădeam, când dădeam 20 de mililitri de ceai de peri la 10 litri, acum s-a schimbat situația, dăm 200 de mililitri la 10 litri. Iese un sirop amar, dar albinelor le place foarte mult. Nu trebuie să-l consumăm noi. Dacă ar trebui să-l consumăm noi, nu are un gust foarte,
foarte bun, să zic așa. Bun, acum avem mixura de uleiuri esențiale. La momentul de față eu dau rețeta 1. Diferența la rețeta 1, ceea ce am făcut, e că în loc de 1 ml de lemongrass, dau 2 ml de lemongrass. Și acest lucru pentru a mări un pic ponta reginei. Acum vom pune mixura de uleiuri esențiale, care vine, cât vine oare? 250 de ml de mixură la 10 litri. Dacă aș putea să filmez și mirosul, ar fi foarte interesant să vă transmit și un pic de miros. Oricum e, vă dați seama că uleiurile esențiale miros foarte puternic. Dacă ceaiul de pelin îl țin la frigider, mixura de uleiuri esențiale nu o țin la frigider, îl țin la temperatura camerei. În acest moment, siropul este aproape gata și a schimbat culoarea, precum vedeți. De la ceaiul de pelin s-a făcut un pic gălbui. Acum seamănă cu un sirop 1 la 1, dar nu are nicio treabă cu acest sirop. Bun, o să... E gata siropul, în mare parte, să se amestece aceste substanțe. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să scrieți în comentariu, vă răspund. Am calculat cantitatea de zahăr per colonie, vine undeva la 20 de grame de zahăr la 2-3 zile, suficient de puțin încât să nu contamineze mierea, în caz că dorește cineva să folosească. Și cine e frică că și această cantitate mică contaminează mierea, atunci folosiți miere. Atâta tot că în loc de la 2 kg de zahăr veți folosi 1 kg de miere. Doar că cu mierea este o problemă, cu cât este mai subțire siropul, va fermenta pe termen lung. Dar dacă albinarea în 3-4 zile, nu mai e cazul de a vă fie frică de fermentare. Dar eu folosesc zahăr, mierea este extrasă, cea de consum, și tot ce e miere prin stupi e căpăcit în mare parte. Oricum acela va fi pentru întreținerea coloniilor până anul viitor. Eu nu mai scot miere din stup, doar eventual vreun blocaj ceva sau ceva de gen. Fiindcă ați văzut în filmele de ieri că chiar și așa, unele colonii nu au mâncare. Unele, nu toate. Unii sunt donatoare de mâncare și celelalte sunt consumatoare. Bun, deci acesta este siropul. Acum o să fac un film să vedeți cum îl dau, cu toate că e bine să facem un update, cum se numește în engleză, să facem un update la filmele anterioare. Deci, prepararea siropului cu mixură și cu pelin. Bun, până data viitoare, numai bine. Mergem acum să dăm siropul.